Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou Carvlog, frate. Ia uitați ce soare frumoasă e afară. Era să cadă șanța aici, edita mai șanțul, frate. Uite cât de frumos ninge. Îmi pare rău că am rupt ștergătura aici, dar acum ne aveți ce face filmul și așa. Uitați, frate, ce frumos ninge. Ia uitați, mamă, să vede pe filmare acolo. Da. Sunt cu storme aici pe zonă. Sper să filmeze bine, că dacă nu o padă stinge, două stinge. Așa. Și era dracu, frate, aproape imposibil să ratez șansa asta. Deci vreau să fac un car vlog așa frumos, că ninge liniștit afară. Și na, ia uitați cât de frumos, frate. Care e duma? Dați și voi un like acolo să facem și noi, că mai multe like-uri să facem și noi la acest videoclip, 12 like-uri, că am văzut că vă plac car vlogurile. Nu uitați să ezitați să apăsați butonul de like acolo să facem și noi cât mai multe like-uri. Nu uitați să dați un subscribe, cei care sunteți noi, nu uitați să dați și un clopoțel, ca să vă primiți notificările când facem live sau postăm un videoclip pe canal. Nu uitați să dați un share la acest videoclip, să ne vadă și pe noi cât mai multe lume, să facem cât mai multe vizualizări, cât mai multe like-uri. Nu uitați să lăsați un comentariu, o secțiune de comentarii acolo să spuneți orice, frate, orice vreți voi. Haideți să vedem, frate, că nici atât de frumos. Ce, în cât suntem astăzi? 29, 30, câte? 23. 23 și o să la 29. Ha! Așa? Deci aproape mijlocul. Bine, nu? Aproape la jumatea lunii, frate, aproape în mijlocul primăverii. Frate, să ningă a doua oară când ninge panul ăsta. Și prima dată a nins așa ușor, acum ninge, văd că ninge mai tare. Bă, dar mie îmi place, frate, e relaxant. Să prins un pic jos, fiindcă acum mașina mi arată că sunt 0,0 grade, adică sunt 0 grade fix. Așa? Băi, chiar îmi place, frate, e liniștitor așa. E liniștitor. Și de asta am zis, hai să mai băgăm așa o tură, frate, că doar ce ne întorsărăm iar de la cumpărături. Că, ha, mă, dacă nu mai, coronavirusul ăsta mai cumpărături. Că ne închid ăștia în casă. Și n-avem ce face acum, trebuie să ne ducem să ne alimentăm ca lumea, că nu mai e voie să se așa cu un acton în casă, nu mai pe propria răspundere. Și e clar că dacă ești pe propria răspundere și prinzi virusul, te bagă ăștia în carantină, așa, dacă te prind că ai virusul și că-l mai și dai, îți mai dau și amendă și îți fac și dosar penal. Deci, de la 6 dimineața până la ora 22 seara, mai avem voie așa să ieșim. Și după 22, strict numai lumea care se duce la serviciu sau care vine de la serviciu poate să iasă. Noi cam greu ăștia care nu lucrăm și facem așa YouTube de-asta. Deci e nasol. Bă, fraților, am o groază de idei pentru YouTube. Mie place să vorbesc în car vlogurile ăștia despre ideile pe care le am pentru YouTube. Vreau să vă spun că la cei care ați văzut vlogul cu sora mea, am cu sora mea, vreau să continui seria aia de am și cu alte persoane, diferite locuri, diferite ipostaze, cu glume și cu întrebări cât mai retardate, frate. Ca așa faci, frate, un videoclip ca lumea. Ori ești retardat, ori nu mai ești, ori ești plin de energie, ori nu mai ești. Oricum, eu așa sunt mai tot timpul, să vă întrebați, mă, sora mea, uite, vă spun. De dimineață citi dintr-o carte, nu știu ce, și-mi plăcut mie ce citi acolo și mă luau puțelile. Deja de asta pe casă, volai la bătaie, un pin să-i oaia. Așa-i fac. Așa e. Mai retardat. Mergem de motură până în satul alăturat. Nu vă dați seama că suntem între sate aici, nu? Că avem autostrada asta, drumul național, frate. Drumul județean, drumul național, drumul internațional, european, ce-o fi ăsta. Dar e, frate, Wuhan. E forță mondială. Uite, mergem așa, regulamentar, cu 28 la oră, frate. Ce nu așa, mă? Ue, cu 89 merg, ue! Ue, unde ați mai văzut voi așa ceva? 89 merg la oră, ești nebun. N-am văzut niciodată așa ceva, frate! Zic că sunt marticianul Robert Tudor. Bun, bă, cât îmi place, frate. Uite, să ninc așa și e liniștitor. E liniștitor, frate, am trecut-o pe stormea în spate. Ca să ia cadrul ăsta așa, forță, mie mi se pare super forță cadrul ăsta. Salutare, băi, întrebări familia voastră, de ce mergeți așa? Ca după mort? Sau tot la fel de repede, cred că merge, dar vin de sens cu și nu dau seama. Sau poate voi să-mi dau seama. Nu știu, frate, dar super forță așa când ninge. Că ninge
zic așa, ninge liniștit, nu ninge agresiv, nu de chestii de astea și e liniștitor, frate, mai ales că n-am avut deloc zăpadă anul ăsta, să văd dacă o zăpadă îmi place, știi? Dar să ține de cât asta seara, mâine nu mai fie zăpadă, că îmi fac picioarele, că gata. Vre, ceva pe parbrizul ăsta, ia hai să mai ștergem și noi un pic așa. Ajunge o seară cu zăpadă. Ajunge o seară cu zăpadă, că după aia ne învățăm și o luăm razna, ce mai. Ne afectează. Așa o să vedem pe unde putem să întoarcem în satul ăsta și ne întoarcem înapoi acasă, frate. Bun, pentru YouTube am următoarele idei. La fel cum facem și cu Amnam, la fel aș vrea să fac și smash-uri pes cu Zornea, cu Flavă, cu Șobolanu, cu Ion, cu John, cu toți pe care știu eu. Cum am acutat acum unchiul cu bunicu. Cu cățelul, cu pisica. Așa tot la fel, cu o persoană smash-uri pes, cu YouTuber, cu femei care le găsăm pe Facebook, cu poze cu fete, cu poze cu băieți. O să fac poate, dacă am timp, acum când ajungem acasă cu Zornea, ce Zornea, mai facem un smash-uri pes cu YouTuber. Tu dai mie fete youtuberițe și eu dau ție băieți youtuberi. Vrei? Exact, o să selectăm niște persoane. Sau pes. Ce și zic? O să facem. Băgăm? Da. Ești tare? Da. Bine! Forță! Bate pala. Bam. Ala-i tate. Hai să vedem pe unde toarcem aici, cred că știu o uliță să toarcem la fac. O stradă, frate. Ia să vedem, nenea cu sacul down tine sau ce e ăla? Cu plasa. Cu plasa, frate. Întoarcem așa frumos aici. Bam, 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 nu văd nimica, pe geam. Hai, lăsăm pe ăsta să treacă, frate, că nu... Lăsăm, ne băgăm în fața lui așa, că nu-i frumos, nici în fața lui, nici în fața lui, lați și stăm aici până mâine, știi ce zic? Oh my god! Hai, frate, treceți! A, semnaliză ăsta, mă, dar nu văd eu secior. Ori semnaliză când a ajuns, că așa se așa fac ei de obicei. Așa, ori... nu văzu eu, știi? Că avea becuri și are alea. Și îi clipește dacă semnalizarea aia. Deci că clipește. Ca omul, frate, nici nu vezi când o face. Ok, e și la plânsat. Bam, 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 bam. Frumos, elegantele alea. Bă, e chiar un pic, să zic așa, jumătate centimetru. Dacă nu exagerez sau, da? Cred că s-a prins un pic jos, așa să zic. Este mâzgă de asta, este cioroflească, că nu-i mâzgă, frate. E cioroflească, eu așa îi zic. Cioroflească. Cioroflească, tati. Bun, o zonă, mamă, cum ninge, frate. Și când dai, mai mare viteză, parcă ninge mai rău. Normal. Mai ales dacă mai stă și spatele ăsta, nu cum ar prins. Deci eu l-aș cam depăși cu ăsta. Hai, da, tati. Pe ăștia. Îmi place să stau în spatele lor, ca nu-i depășeam. Îmi place să stau în spatele lor, că nu-i depășeam. Da, tata, da, eram nevoit să-i depășească. Îmi place să mă cumpăr prizul de toate chestiile alea care le aruncă ei din spate. Tot ce e jos, ei aruncă, mie pe parlit dacă stau în spatele lor. Mai ales la tir, deci cu tirurile, chietii și alea, că am spart geamul pe aici, dar m-a săturat și bata și chietele în bară e bara găurită. Aia e, atunci, pe vlogul ăla, frate, nu odată în geam piatra, aia odată în bar. Dacă știți vlogul, dacă nu știți vlogul și vreți să-l căutați, îl aveți la mine pe canal. Cred că scrie ceva de genul, dar nu sunt sigur să vă spun 100% exact cum e titlul. Era să-mi spargi parbrizul sau ceva de genul. Căutați la mine pe canal, că îl găsesc, frate, un vlog acolo, bam, cu tirul, bam, bam. Poza așa de mașină, cum vedeți acum, tirul, bam, în față pe geam și se vede acolo frumos. O găsiți super ușor dacă vreți să vedeți. Cum s-a auzit, frate, s-a auzit și pe filmare super tare. Deci am făcut ca ori, frate, pare, e fix un dita mai punctul de piatra acolo, pare, frate, și sparte, e crăvat un pic așa. Bun, mai avem și noi, suntem, cred că, la jumate drumului, adică a stat interesante ca să ajungem la satul meu. Bun, mai avem un pic și ajungem și acasă și o să încheiem și noi vlogul ăsta, imediat, o să vă mai las cu câteva imagini așa după drum până mai ajungem noi mai acasă sau ceva de genul. Nu uitați, fraților, să dați pe butonul de like acolo, să dați și noi 12 like-uri la acest video, clip ar fi super, super forță dacă mai vreți carpluri de genul. Sper că v-a plăcut și sper că o să vă placă și în continuare ce postăm pe acest canal. Sper că vă plac ideile care urmează în continuare să le aplic pe canalul ăsta. Nu uitați,
uitați să dați ușa la acest lucru, să vadă și pe noi cum am avut numele, nu uitați să dați subscribe și frumoasă la acolo. Ca să vă primiți notificările când postez pe canal, nu uitați să lăsați un comentariu ce vreți voi, frate, în secțiunea de comentarii mai jos la acest videoclip. Eu am fost cu fratele lui și vă mai arăt cu câteva imagini pe drum.